seara! Bună seara! Bună seara, tata! Dar ce are? Nu știu, o doare capul. Sopor sănătos! Îți place? E foarte frumos! Cât ai dat ea? 300 de lei, dar face 400. Enorm! Ei, enorm, enorm, ca să scap de gura voastră. De la cine ai luat? De la Măgean. Miza, și-a luat tata pălărie. Cam demodată. Dar oricum tot are fason de pălărie. Și cât ai dat pe ea? 200 de lei. Am găsit o ocazie. Ce ocazie? Și-a bătut joc de dumneata. De la cine ai luat? De la Stănculescu. Păi sigur dacă te duse de la Stănculescu. Singurul pălărier ieftin e Măgeanu. Bine că a dat Dumnezeu să-ți iei pălărie. Și să știi că putea să-ți vie și mai prost. Hey, îmi pare bine că-ți place. Cât ai dat pe ea? 100 de lei. Adevărată pomană, dragă. Ea asta e, dar nu-i pomană deloc, e chiar foarte scumpă. De la cine ai luat-o? Păi, de la Măgean. El vinde cel mai ieftin. Da, de unde? Măgean e un speculant ordinar. Trebuia să o iei de la Stănculescu. Păi, acum, pentru un pol, doi... Sigur că noi avem fabrică de bani. Mamă, ia uite-te la spirache și-a luat pălărie nouă. E prăzulie sau mi se pare mie? Culoarea ouăle de rață. Cum îți place dumneavoastră, mamă, să o acasă? Nu-ți vine un bătrân cu o casă de copii să umbli cu ouă de rață în cap? Asta e pălărie de crai, nu de familist. Și cât te-a dat pe aia? Gratis, mamă, soacă, gratis. Mi-a dat un coleg de la fratele care a murit săptămâna trecută. Tu, bată-te, Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, trebuie să fii tu ca să-ți închipui că eu o să-ți permit să umbli cu pălărie de morți. Să nu te prind cu ea în cap, că te dau afară din casă.